Iată, am ajuns în România! Îi învățăm laptele! Pentru că nu mai are preț! Laptele nostru nu mai are preț! Pentru că alții sprijină fermierii din Uniunea Europeană mult mai mult decât fermierul din România! Vrem respectul cuvenit! Domnul Mersicaru! Fermier mare! Ajuns bătaie din joc! Bătaie din joc a Europei! Nu se poate să fim umiliți, nu mai vrem umiliți, vrem respect. Rușine Uniunii Europene pentru că ne umilesc. Comisarul European trebuie să înțeleagă că el e un comisar pentru 26 de state membre. Nu dar pentru Polonia, nu dar pentru Franța, nu dar pentru Germania. Noi suntem egali, trebuie echilibru la nivelul Uniunii Europene. Nu mai vrem umiliți. Ne-a ajuns cu titlul la ori. Mulțumim cu capile astea noastră. Dar nu avem încă o prețul este teritoriul. Vrem să dăm un semnal de alarmă. Nu ne dorim să ne facem la astea. Dar nu avem încă o Uniunii Europene trebuie să înțeleagă. Dar și noi trăim pe acest pământ și noi suntem membri a Uniunii Europene. Suntem contribuabili la Uniunea Europeană. Nu putem avea condiții discreționare, nu putem avea subvenții discreționare. Ne dorim să fim fermieri competitivi la fel ca cei care sunt în Uniunea Europeană. Asta ne dorim. Și astăzi suntem mulți, dar mâine vom fi și mai mult. Cred că am dat dovadă de răbdare, am dat dovadă de respect pentru vecinii noștri din Ucraina. Dar iată că acele condiții ale Uniunii Europene de a tranzita cerealelor fără taxe vamale sau a comercializa în România fără taxe vamale nu este corect. Vrem doar să tranziteze și să nu lase în România cerealele lor, fiindcă nu fac altceva decât să ne blocheze cerealele noastre și noi nu mai putem să reînființăm culturile în anul următor. Stăm cu cerealele de anul trecut. Hambare. Nu e posibil așa ceva. Mai mult decât atât. Sumele acordate României a fost o umilință. Practic a fost picătura din pahar. Nu se poate să fiți tratați în continuare așa. Vrem respect. Asta avem toți. Suntem așa mulți aici.